Fraților, înainte de a începe acest video, eu nu-l vă recomand ca mai întâi să vă uitați la clipul meu cu Attack on Titan în 30 de minute. Nu de alta, dar acolo explic restul poveștii din acest anime. Ok, deci după ce ai noștri au furat avionul ăla, ei s-au refugiat la loc sigur ca să-l pregătească de zbor. Iar cât timp ei făceau asta, Eren a călcat în picioare mare parte din Marley. Tot ce a rămas din această nație fiind o bază secretă de cercetare a aeronavelor zburătoare. Amu e de menționat că lui Eren nu prea îi convine că omoară o grămadă de oameni nevinovați. Dar asta a fost cam singura opțiune pe care a văzut-o posibilă. Plus, acesta a fost oarecum manipulat de niște amintiri din viitor, pe care le vedea în mod constant și care i-au ghidat fiecare pas. Cam ceva de genul cum el și-a manipulat tatăl ca să omoare familia regală și să fure titanul progenitor. În fine, între timp, Flock a supraviețuit împușcăturii lui Gabi și s-a ținut Sky de vaporul cercetașilor. Urmând ca cu ultimele sale puteri el să tragă și să găurească rezervorul avionului cu care ai noștri voiau să zboare, astfel ca ei să nu poată să meargă și să-l oprească pe Eren. Nezo să-l ierte pe Flock! Amu cât timp inginerii încercau să sudeze rezervorul avionului, titanii colosali au ajuns pe zonă, așa că Hanji i-a ținut ocupați ca să câștige niște timp ca ai noștri să își poată lua zborul. Dar din păcate Hanji s-a ars în proces. Nezo să-l ierte! By the way, e de menționat că Annie a ales să rămână pe din afară în lupta ce va să vină și tot i-a luat cu ea pe Gabi și Falco împotriva voinței lor. Plus ca și fapt divers, nu mă uitați-vă cum și-au luat ai noștri rămas bun de la ea. Toată lumea părea fericită, nu? Eu zic să vă uitați și la Levi. Deci jur că se citește pe fața lui ceva de genul: nenorocito, eu nu te-am uitat că mi-ai omorât o grămadă de prieteni. În fine, mergând mai departe, inițial Armin și Mikasa plănuiau să vorbească cu Eren ca să oprească turtirea de bunăvoie, ca să salveze ce a mai rămas din omenire. Dar prietenul lor a comunicat telepatic cu ei și a fost ceva de genul: dacă vreți să mă opriți, trebuie să mă omorâți. De asta v-am și lăsat intacte puterile de Titan Shifter, ca să aveți o șansă. Gen Eren se putea folosi de puterea titanului progenitor pentru a anula puterile de transformare a celorlalți Titan Shifter. Dar uite că el nu a făcut asta. Deci cel mai probabil el își dorește să fie oprit. În continuare, Eren a învins ultima rezistență militară din Marley și e pe punctul de a călca în picioare baza în care se află părinții lui Annie, Reiner, Falco, Pic și Gabi. Dar de nicăieri ai noștri apar cu avionul lor deasupra lui Eren și se aruncă pe spatele acestuia. Totuși, înainte ca Armin să poată arunca titanul progenitor în aer cu puterea titanului colosal, blondu a fost mâncat de un titan creat de Ymir. Așadar, Pic a luat niște explozibili și i-a învelit în jurul gâtului lui Eren. Dar înainte de a îi detona, bum, ea a fost înjunghiată pe la spate de către un titan ciocan. Gen Ymir și-a folosit puterile pentru a readuce la viață toți Titan Shifterii de până acum ca să-l protejeze pe Eren. Așadar, situația pare fără speranță. Dar de nicăieri ai noștri au fost luați de pe spatele lui Eren de către Annie, Gabi și Falco. Gen ei s-au hotărât că până la urmă nu pot rămâne pe din afară și au venit la locul bătăliei cu titanul lui Falco, care aparent poate zbura. Așadar, ai noștri se regrupează și se împart în două echipe. Una care să o ajute pe Pic și una care să-l salveze pe Armin. Dar chiar și așa, ei nu au sorți de izbândă. Dar noroc că în timp ce era în gura acelui titan, Armin s-a putut conecta la lumea lui Ymir și s-a întâlnit cu Zeke. Astfel, cei doi au luat legătura cu câțiva Titan Shifteri din trecut pe care îi cunoșteau și i-au convins să-i ajute în luptă. Ba mai mult, Zeke a și ieșit dintr-un ulă din oasele lui Eren și a fost ceva de genul: Levi, hai că știu că mă vrei! Deci bum, bărbosul a rămas fără cap pe umeri. Lucru care a oprit avansarea turtirii de pretutindeni. Nezo să-l ierte pe Zeke! Nu doar atâta, dar în continuare Jean a putut ajunge la detonatorul explozibilului și i-a aruncat lui Eren gâtul în aer, urmând ca din acesta să iasă parazitul care i-a dat lui Ymir puterea titanilor. Așadar, pentru a omorâ acea creatură, Armin s-a transformat în titan și a distrus tot ce era în jurul său. Dar chiar și așa, lupta nu e gata, pentru că acea chestie încă este în viață și a transformat pe toți eldienii de pe zonă în titani puri care să o protejeze de Reiner. Plus, în spatele lui Armin,
Armin a apărut Eren, care de asemenea a luat forma unui titan colosal. Deci cei doi încep să se lupte și soarta lumii depinde de eldienii care nu au fost transformați în titani puri, adică depinde de Titan Shifter și de cei doi acarmani. Așadar, Mikasa e ceva de genul: faceți-mi culoar și băgați-mă în gura titanului lui Eren, pentru că acolo se află corpul său adevărat. Deci zis și făcut, Falco și Levi l-au știrbit pe Eren, iar a noastră a intrat în gura titanului și și-a decapitat Crash-ul. Nezau să-l ierte! Și, dap, aparent Amus o trezit Mikasa să-l sărute pe Eren, când el nu mai avea capul pe umeri. În fine, de îndată ce tot tărăboiul ăsta s-a terminat, lui Mikasa, lui Armin și la restul prietenilor lui Eren, li s-a deblocat o amintire. Gen, înainte de lupta finală, Eren a vorbit cu fiecare în parte și le-a explicat că pentru a proteja insula Paradis, el a trebuit să omoare 80% din populația omenirii. Astfel ca după ce turtirea va fi oprită, lumea de din afara insulei să nu poată amenința Paradisul. Adică da, Eren voia încă de la bun început să fie oprit de către prietenii săi, ca ulterior aceștia să spele păcatele eldienilor. Gen, astfel ei nu vor mai fi văzuți ca niște diavoli malefici, ci din potrivă, ei vor fi văzuți ca niște eroi care au salvat lumea. Plus, prin gestul său, Eren a scăpat pe veci lumea de puterea titanilor și astfel restul Titan Shifterilor nu mai sunt blestemați să moară la 13 ani de când și-au primit puterile. Mai exact, faptul că Mikasa i s-a împotrivit lui Eren, în ciuda faptului că îl iubea, a motivat-o pe Ymir să facă la fel și să nu mai respecte ultima dorință a regelui Fritz. Genă, dacă mai țineți minte, până acum Ymir a păstrat în viață puterea titanilor doar pentru că iubițelul ei își dorea asta. By the way, mai știți momentul în care mama lui Eren a fost mâncată de un titan la începutul animeului? Păi Eren din viitor a manipulat acest eveniment cu puterea progenitorului pentru a fi sigur că el se pune pe calea răzbunării și că se înrolează în rândurile cercetașilor. Totul ca în cele din urmă să dezlănțuie turtirea. În fine, animeul se termină cu prietenii lui Eren, care au devenit ambasadori de pace, cu restul lumii care își linge rănile, cu insula Paradis care este condusă de iegăriști și cu Mikasa care stă lângă mormântul Crash-ului ei. Ce pot să zic, doamne mersi că ea nu a sfârșit împreună cu Jean ca și în manga. Adică nu, probabil ar fi fost drăguț ca ea să își poată vedea de viață după moartea lui Eren. Dar cu Jean moacă de cal? Serios? Fraților, și cam ăsta a fost finalul animeului. Iar ca să fiu sincer cu voi, Eren cred că avea dreptate. Adică chiar și în mijlocul turtirii, Marley și eldienii erau pe punctul de a se omorî între ei. Asta în timp ce aveau în spate niște titani colosali care voiau să-i calce în picioare. Gen, nu cred că există niciun scenariu în care Marley să nu se fi folosit de avansul său tehnologic ca să șteargă insula Paradisului de pe fața pământului. Dar no, acum e discutabilă dacă este ok să omori miliarde de oameni ca să îți salvezi casa. Voi ce părere aveți despre genocidul lui Eren? A fost îndreptățit să-l facă? Voi ați fi putut găsi o altă soluție prin care să salvați insula Paradisului? Sau era mai bine ca eldienii să-și accepte sfârșitul? Ziceți-mi în comentarii. Plus, mai vreau să vă zic două lucruri. Odată că azi am mai postat și un video numit Pokémon în 19 minute, deci puteți să mergeți să-l vizionați și pe acela, și mai vreau să vă întreb dacă vreți să reînregistrez și să unesc cele două părți cu Attack on Titan în X minute. Gen, prima parte a fost înregistrată cu un microfon mai nașpa decât cel pe care îl folosesc acum și așa măcar avem un singur video pentru acest anime. Sau mai am opțiunea de a face un Attack on Titan în X minute V2.0. Adică să parcurg din nou toată povestea animeului, doar că mai în detaliu. Gen, în loc de vreo 40 de minute cât ar avea cele două părți combinate, acest video ar avea mai bine de o oră. În fine, îmi ziceți în comentarii ce vreți să fac. Acestea fiind zise, eu le mulțumesc membrilor de pe canal pentru că mă susțin. Un rând de aplauze pentru legendele? Felician Vasile, Sever Dumitru, Mihai Mitrea, Rast Băcapa, Andrei, Baciu Cristinel, Veren, Marius Vișan, Silviu Iulian, Dan Cuso, dar și pentru celelalte legende care apar pe ecran. Plus să nu uităm de miticii Ionuții GY, Ștefan Binefăcătorul și de zeul H. Andrei H. Iar dacă vreți și voi să primiți beneficiile de a fi membri pe canal, nu ezitați să apăsați pe butonul de join. Totuși, dacă vreți să mă susțineți, dar nu vreți să vă goliți cardurile, un like și un subscribe mă ajută enorm. Ziceți-mi în comentarii ce videouri mai vreți să vedeți la mine pe canal. Ne auzim pe Insta și pe TikTok. Eu am fost Paul Pașca și noi ne vedem data viitoare. Yeah.